Săptămână de săptămână, minus 90 de studențești, alte lucruri scuzabile, despre ce se întâmplă în cultura română, fie în formă de, eveniment important, major, cum este cazul temei noastre de astă seară, fie în funcție de alte teme care ajung în dezbaterea publică, împrejurări culturale, socioculturale, date aniversare, de pildă o serie destul de bogată de serii de întâlniri ale cafenelei critice, le-am consacrat unor remarc personalități culturale la vârsta semnătuții, la vârste rotunde. Și o asemenea cafenea vom avea de astăzi într-o săptămână, când invitatul nostru aici va fi la împlinirea vârstei de 70 de ani, ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, un mare artist, marele Victor Ștefan Câlția, cu care o să stăm de vorbă despre viața lui, despre zona din care vine, în zona orașului și despre arta lui extraordinară. Astă seară, despre unul dintre evenimentele de vârf ale anului cultural românesc, care e marcat de câteva asemenea puncte de greutate, despre astă seară Festivalul Național de Teatru, ediția 2012, ediția 22-a, și anume la a treia, a patra cafenea succesivă, în ani succesiv, de bilanța al Festivalului Național de Teatru. Cum am mai spus și anul trecut, probabil și anul trecut, și cum toată lumea știe, după evenimentele acestea foarte mari, cum sunt festivalurile de teatru, târgurile mari de carte, cele două din București, Bookfest și Gaudeamus, Gaudeamusul se deschide peste două săptămâni, sau marile bienale de artă, nu doar, deci, o premieră de teatru sau un vernisaj de expoziție, evenimente mai mici, și să zicem izolate. La marile evenimente culturale care angrenează echipe de organizare numeroase și care se desfășoară pe mai multe zile, în cazul FNT-ului 10 zile, deci o durată considerabilă, apare următoarea situație. Echipele se mobilizează cu luni de zile înainte, ca să nu zic tot anul, sau se pregătește, începe să se profileze ediția următoare înainte să țină ediția curând. Dar în orice caz, când se accelerează lucrurile, se apropie evenimentul, totul devine o nebunie, nu se mai poate dormi, sunt de făcut și zi și noapte tot felul de lucruri. De pus la punct ultimele detalii, de reparat disfuncțiile care intervin cu totul și cu totul neprevăzute. În timpul evenimentului, toată lumea se risipește pe teren, la locațiile respective, fiecare cu liste de treburi de făcut, iarăși nopți nedormite, iar un efort colosal, o mobilizare mai pomenită, pentru că la sfârșit, la propriu uneori, în orice caz la figura, toată lumea se cadă lată, firesc după un efort de felul ăsta, extraordinar de intens, într-o perioadă anume, și nu prea mai e timp, de altfel, odată încheiat evenimentul, nu pot să țin lumea pe loc, doar așa mai stați un pic, cum a spus domnul Cornișteanu, de ultimul spectacol din festival, și am mai rămas acolo cu toții de 10 minute, un sfert de oră, pentru ca domnul Alice Dojescu să spună două vorbe și să anunțe premiul, cele două premii pe care aici, pe evident, de tineri de artiști teatrali. Dar pentru un bilanț efectiv, care nu are cum să se țină în timpul, ci trebuie să se țină după eveniment, nu prea mai este timp, nu prea mai sunt energie. Micile noastre puteri de cafenea, colobiale și subterane, underground, în acest spațiu altfel încărcat și eu, semnificații culturale vechi și destul de glorioase.
E aici un grup de 40 și aproape 5 de ani, cu nebunanți formidabili. Noi e un grup al arhitecturii. Încercăm să suplinim lipsa asta, eu cred că e considerabilă și care nici în ceea ce se scrie despre festival nu e integral compensată, pentru că, până la urmă, dacă ne uităm, sunt destul de puțin, cel puțin autori, puțin autoare, 3, 4, 5 articole de bilanț și lumea trece mai departe. Câțiva dintre colegii, colegilor noastre în echipa de organizare sunt deja la Brașov, acolo începe alt festival, viața merge înainte și nu e întotdeauna pentru a se capitolele. Vă propun acum, astă seară, capitularea Festivalului Național de Teatru ediția 2012, la care au contribuit multe persoane în frunte cu doamna Lin Georgescu, directoarea artistică a festivalului, și de asemenea sunt aici Cristiana Gavrilă, nu știu dacă mai e cineva din echipa propriu-zisă de organizare, o să mai vină Andreea Dumitru, care a condus toate protocolele, înțeleg că pe drum, care însă va susi și el pe la 8 și jumătate, nu am putut să-și cer scuze pe întârzie. Toată lumea e în mișcare, iar alte persoane din echipa de organizare au anunțat inițiativa de a participa, stau la inter și lucrează la depon, la încheierea administrativă a operațiunii. Sunt de asemenea aici doamna Elena Pap și domnișoara Anca Mocanu, autoare de cărți care au fost lansate în cadrul și sala de la Molea, care toate trei autoare care au avut cărți lansate în cadrul festivalului. Sunt aici doamna Ivana Lucaciu, Mila Patranjonu și nu știu dacă vorbim pe cineva, Andreea Bursan de la radio, care se ocupă de asemenea de teatru. Deci persoane implicate în mișcarea teatrală și care comentează mișcarea noastră teatrală și sper toată lumea să intervină și să spună câte ceva despre festival. Și sunt studenți de la teatru, știu, Octavian m-a întrebat la telefon, au apărut, trebuie să fie un grup de studenți care au trimis, deci o să vină să verifice. Așa, sunt și studenți doctorani, nu știu ce amintele, trei de la Brașov, așa mai departe. Bun. Introducere puțin cam lungă, dar trebuie să scenarizez puțin întreaga poveste și mă grăbesc să îi ofer microfonul. Georgescu, jurându-o să ne spună ceva de început în calitatea sa, cu el descrie în calitatea sa de individuală. Asta e bun, mulțumim. Ce ne puteți spune, haideți să vă pun întrebări, ce ne puteți spune despre festival după ce l-a trecut, pentru că ce gândeați la început, am citit un text de deschidere din catalogul festivalului, text, nu mai știu dacă încă din titlu, dar în orice caz, în desfășurarea lui, așezat sub semnul expresiei sau exclamației Bada. În ce sens? În sensul că ediția de anul ăsta, pe criză, cu atâtea dificultăți și cu fonduri reduse din toate părțile de unde mai precedenți, mai veniseră, se putea îndrepta spre un nu, spre o spătare, dar domnul Georgescu și echipa domnului sale au preferat să opteze pentru Bada, să facă. Da, cum e acum, după ce s-a și putut? După ce s-a și putut? Bine, e foarte bine. Cum mă simt bine? În primul rând, pentru că s-a întâmplat afirmația aceea, așa că zic că o perie cu și... Vorbiți mai aproape de microfon. Așa. Asta a fost
prin victorie, să zic așa, asupra, nu numai asupra condițiilor vitrege, ci și asupra... Mulțumesc! E mai bine așa? Da, e mai bine, nu se încredere. Spuneam, nu numai asupra condițiilor vitrege.